Domnilor și domnilor, actorul Roger Moore a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de contul oficial, pe contul oficial de Twitter al actorului. Potrivit unor surse, Roger Moore a încetat din viață după o scurtă luptă cu o boală necruțătoară. Roger Moore a murit la o clinică din Elveția și urmează să fie înmormântat în Monaco, așa cum și-a dorit. Mur a fost cel mai longeviv James Bond. El a apărut în numai puțin de șapte pelicule. Roger Moore a fost înnobilat în urmă cu 14 ani de regina Elisabeta II a Marii Britanii, iar în urmă cu șase ani a ajuns și în România cu ocazia unor filmări.